Astăzi cinstim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, numeroși credincioși creștini din țara noastră, ortodoxi, care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Am vrut să spun că nu sunt puțini, dar cu toții cinstim Sfinții, care o spun deseori, Sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu. Sunt plăcuții lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu, dar și prietenii ai noștri. Ai noștri, când spun prieteni, sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Fiecare dintre noi ne-a binecuvântat pe milostivul Dumnezeu când am fost botezați în numele Preasfintei Treimi, să avem un nume de Sfânt, care a fost pus de părinții noștri trupești, de nașii spirituali. Și atunci, noi ne regăsim și cinstim nu numai ziua Sfântului, se cuvine, dar și cei care purtăm numele Sfântului respectiv, care îl sărbătorim și cinstim, să știm viața Sfântului, trăirea Sfântului, dar și rostindu-i acatist. Să nu uitați, iubiți credincioși, începând de la mine, ca slujitor, până la frățile voastre, trebuie să ne citim acatistul Sfântului nostru în fiecare zi, care purtăm numele unui Sfânt, ca acel Sfânt care purtăm numele să mijlocească la Bunul Dumnezeu și la Măicuța Domnului pentru noi păcătoși. De aceea, cu toții suntem datori să cinstim sărbătorile, să respectăm sărbătorile și Sfinții care îi cinstim prin prezență la Sfânta Dumnezească Liturghie. Astăzi, cei care ați avut ocazia și v-a învrednicit Preacurata Maica lui Dumnezeu să vă spovediți, să și împărtășiți cei care țineți an de an cele patru posturi peste an, care vă căutați frumos de suflet. Astăzi ați primit trupul și sângele lui Hristos să vă fie de folos spre mântuire. Nu spre o sândă să vă fie împărtășan. Când veți vedea un creștin la gheazmă mare, atenție mare, care la rândul meu, trăind în lume, și eu am luat la gheazmă mare, primind canon în viața lumească, înseamnă că acel creștin sau acea creștină are o viață frumoasă și e temătoare de păcat și spovedanie sinceră și curată. Nu toți cei care se apropie de Sfânta Împărtășanie, să mă iertați, ar fi vrednici. Sau am fi vrednici. Vedeți că trebuie să ai curaj, trebuie să ai teamă de Dumnezeu, până ajunge la Sfintele Taine, la Împărtășanie. Să te gândești dacă nu cumva din neatenție, păcătuind sau având păcate mai multe ascunse, nespovedite, te duci cu curaj la Sfânta Împărtășanie, unde e foc în loc de împărtășanie. Atunci să vă mirați, dar și să vă bucurați când vedeți că sunt oameni care au frică de Dumnezeu și nu se împărtășesc, fiindcă simt că nu sunt vrednici, până își fac canonul. Fiecare dintre fiii mei duhovnicești, să nu uitați, care nu sunt toți astăzi de față, puteți să mărturie vie, de când am spovedit de peste 30 de ani pe unii, pe alții de 20 de ani, 15 ani, au trecut prin acest canon. Adică, având o spovedanie generală, a fost oprit pe un timp de la Sfânta Împărtășanie, care cu căință
și a făcut canonul și au ajuns exemplari cu o viață morală și spirituală. Și trebuie să recunosc că dovedesc Cuvântul lui Dumnezeu prin gura duhovnicului care i-a format și i-a povățuit, îi am și astăzi după atâția ani de zile. Așa că de 1000 de ori să ne gândim de la ușa bisericii, ograda bisericii, până ajungem la Sfânta Împărtășanie, dacă suntem vrednici a ne împărtășim. Sau când duhovnicul nostru ne dorește mântuirea sufletului nostru, de folos ne este nouă să primim această dezlegare, precum noi ne căim, avem frică de Dumnezeu și considerăm că nu merităm un timp scurt sau cât va spune duhovnicul. Păcatele omului, a fiecare dintre noi, fiind deslegate în fața lui Dumnezeu de preot, sunt dezlegate și în ceruri de Dumnezeu. Așa că semnul întrebării este, ce mă întreb de fiecare dată, de câte ori am fost vrednici să luăm Sfânta Împărtășanie. Bine, Dumnezeu ne va învrednici, spune Cartea Sfântă, dacă ai un canon greu de la duhovnic care, să spunem, după avorturi multe sau alte păcate, și ești mai în vârstă, și ești în canon, chiar dacă ești în vârstă, ții canon. Dacă vei cădea la pat, la suferință, și timpul să pleci la Domnul, atunci duhovnicul tău iscusit trebuie să te dezlege, să-ți dea Sfânta Împărtășanie. Dacă ești în canon, dacă îți revii din suferința grea, atunci rei din nou canonul care l-ai avut în trecut. Ferească Dumnezeu ca cineva din preot să dezlege pe cel care are canonul al duhovnic, să-l dezlege la împărtășanie. Nu are drept decât duhovnicul tău să te dezlege. Când ai tu dreptul sau nu ai dreptul să schimbi duhovnicul? Dacă nu te folosești, dacă te-a smintit cu ceva, atunci, nu merițând la unii și la alții, cum a sfintit Părintele, și te duci să-ți cauți duhovnicul care consider că ți este de folos, adică îți ajută la mântuirea sufletului tău. Am vrut să explic că nu cumva să vă gândiți că vai de mine, cel care vine la gazmă mare, un mare păcătos, din contră. Eu mă gândesc foarte mult când îl văd și mă bucur totodată, că are căință, are smerenie și consideră pe moment că nu este vreme. Așa considera duhovnicul, câtva timp, scurt timp sau mai mult timp, nu trebuie să ne rușinăm. Să ne temem atunci când ne împărtășim cu nevrednicie. La o mănăstire a fost un caz viu real, când doi frați de trup nu vorbeau de 25 de ani. Și s-au spovedit la același duhovnic. Și părintele i-a zis, nu este bine să te împărtășești. Dacă consider că poți ierta din suflet, nu pe moment, pe fratele tău de trup, atunci îndrăznește, frate, și ia Sfânta Împărtășanie. Nici nu s-a uitat și direct la Sfânta Împărtășanie. El s-a simțit foarte vrednic. Și când se spune, se împărtășește robul lui Dumnezeu, a muțit, a leșinat, a stat 30 de minute leșinat și n-a reușit să mai împărtășească. Până a strigat cu lacrimi public să-l ierte fratele lui. Vedeți dumneavoastră? Nu poți înșela pe Dumnezeu de ochii lumii. Să te vadă vecinul, ruda, că tu ești mare evlavios sau evlavioasă, că te-ai împărtășit. În viața noastră, vedem cazuri reale, cel care se împărtășește des.
Cât de rău este pregătit spiritual. Nu vezi smerenie în el, nu vezi trăire în el, nu este iertător cu semenii și cu cei care supără, nu știe să ierte și dă un exemplu foarte, foarte negativ tuturor. Și se întreabă și ne întrebăm unii alții, cum îndrăznește acest om să vină către Sfintele Taine, că Dumnezeu pedepsește cu greu și amar pe cel care nu este iertător. Noi avem pretenție în fiecare minut, dacă s-ar putea să ne ierte Dumnezeu când avem făcut ceva, un păcat greu. Las că Dumnezeu e bun, iată. Dar tu de ce nu ești bun să ierte? Și tu? Cine te crezi tu? Ești judecata lui Dumnezeu, te faci judecător și tu ai dreptul să nu ierți? Mai poți spune tu, Tatăl nostru, ne iartă precum și ne iertăm. Numai dacă n-ai bun simț și credință și frică de Dumnezeu, poți răsti și ne iartă nouă, că și noi, la rândul nostru, iertăm pe cei care ne-au supărat sau i-am supărat. Viu e Dumnezeu în cer, îți preot ce voi răspunde. Nu există mântuire la acest om. Să nu uitați ziua de astăzi. Nu există mântuire, poți să întorci munții, aur să aduce în fața altarului, dacă tu nu poți ierta, nu poți să te smerești în fața lui Dumnezeu, că te simți mare personalitate. Și în fața lui Dumnezeu suntem nimic, nimeni și om verbi, care mâine pe mâine plecăm și dăm răspuns ce am făcut în anii care au trecut. Și atunci, curajul acesta, atenție mare, care ți-l dă, îl dă Satan să-ți bată joc de tine, uite, eu mă împărtășesc și totuși cel de lângă mine am pică pe el de ani de zile, dar lasă că Dumnezeu are grijă de el. Ba, mai auzi de la cel care zice că e mare creștin evlavios, să-l bată Dumnezeu, să-l ardă foc, să nu mai ajungă ziua de mâine, să pățească cu tare, cu tare. Sau bal scrie pe toacă, din prostia minții lor, auzim pe alții. Ba un pomelnic în can de la carde, care arde la Maica Domnului. Vedeți? Ne rătăcim neștiind Scripturile. Și atunci când te cutremură Dumnezeu și îți trimite o bărguță pe bună dreptate, te tulburi. De ce tocmai eu, care mult de mult m-am spovedit și m-am împărtășit în fiecare duminică? De ce sunt eu, are încercatul acela? Păi ești, fiindcă tu nu ierți. Nu ești temător de Dumnezeu. Nu ai smerenie în tine și când nu ai smerenie și nu ești iertător, nici Duhul Sfânt nu sărășește în tine. Să nu uitați, e viu Dumnezeu în cer ce vă spun astăzi. Nu poți fi iertat dacă nu ierți. Cartea Sfântă spune, chiar dacă tu ești nevinovat, arată-ți dragostea ta de creștin și cere iertare și smerește-te, că Dumnezeu are grijă la rândul lui, la acela care te-a supărat, să-i dea smerenie și gânduri noi, curate și luminate. Dar eu îmi pun o întrebare și vă pun o întrebare. Oare vă puteți ruga în timp ce știi că cineva are ceva cu tine sau tu cu el? Oare ai pace? Oare ai liniște? Ai somn? Nu, din contră, auzim disconfortul acesta. Bine, căința nu vine la orice om. Noi trebuie să ne bucurăm și eu și dumneavoastră. Atenție mare! Dacă ne mustră conștiința, înseamnă că Dumnezeu e lângă noi. Înseamnă că mai avem pic de rușine și frică de Dumnezeu. Ne-a mustrat conștiința și ne-a împărit pe diavol și a spovedit păcatul. Omul credincios e și blând. Omul blând e și iertător. Ați văzut că e omul care se răzbună, care e plin de ură, plin de orgoliu, de mândrie. Nimeni nu stă lângă el. Oriunde ar fi, ori în mănăstire fiind ca monah, ori în lume, nu are loc. De ce?
fiindcă nu este în slujba lui Dumnezeu și face voia celui rău. Așa că, care dintre dumneavoastră nu ar dori să se mântuiască și să scape de focul veșnic? Fiecare dintre noi. Dar e timpul să ne rugăm zi noapte, în afară de răgați de pocăință, demonstrare de conștiință. Duhovnicul trebuie să întrebe pe fiul duhovnicesc. Când greșești, îți pare rău? După ce ai greșit, te căiești, te ridici? Te mustră conștiința? Dacă auzi că da, mă mustră conștiința, atunci, cu siguranță, nătăștuiești că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este asupra fiului tău duhovnicesc. Dacă vezi că El spovedește mai mult păcatele altora, că sunt creștini, când se pun în genunchi, ei n-au păcate. Spovedesc rudele, vecine și tot ce e sfânt și bun care a făcut El, îți spune ție. Dar ce e rău, nimic de-al tău, ci de la alții. Cine te crezi tu? Cine te crezi tu să judeci pe cel de lângă tine? Că și el la rândul lui, bun sau rău, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot și toate. Nu este de ajuns că venim duminica la biserică odată la 7 luni. Și că am făcut fugitiv 2-3 cruci. Nu este de ajuns că am prins 3 lumânări. Și mergem acasă cum am venit. Deci ce credeți că Dumnezeu ne mai dă câte o vafă la toți? Cea mai dureroasă este boala. Că dacă nu ești pregătit, caz foarte adânc și îndesnădește și ți se pare că Dumnezeu te-a părăsit. Ori Dumnezeu nu îi părăsește. Ați văzut că Dumnezeu drăguțul, am curaj să spun, îți da cea boală cât te iubește și vine Dumnezeu drăguțul și tot cu mânuța Lui îți ia boala. Îți ia suferința ca să te facă să strigi mai mult, să crezi în existența lui Dumnezeu, să te căiești, să fii iertător, să fii temător de Dumnezeu, să fii mai blând, să fii mai smerit, să fii mai milostiv. Toate aceste încercări sunt un lucru bun. Vrem, nu vrem, care nu înțelegem, sunt spre îndreptarea noastră. Da. Când putem și nu mai putem de bine, foarte ușor facem păcat. Și atunci, las că Dumnezeu e bun. Las că ne iartă Dumnezeu. De câte ori n-am păcătuit eu și tot așa sunt. Și am mai păcătuit și tot ne-a făcut nimic Dumnezeu. Dar vine răspunsul, caz la pat. Nu vă văd bine și nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Atunci, în grea suferință, cât ai avut timp și sănătate, n-ai făcut nimic pentru suflet. Atunci ce să mai faci când ești legumă? Când ești legumă, ce să mai faci? Că spune să închei acum. Omul, satana, nu se teme de începutul omului, e bun, care a început frumos. Se teme de sfârșitul omului, că sunt oameni care și-au pierdut mântuirea în timpul plecării la Dumnezeu. Sunt oameni care au câștigat mântuirea în ultimul minut, în ultima secundă. De aceea satana se teme când avem un început bun și la urmă l-avem rău. Dacă puteți, când vă mai ține Dumnezeu în viață, mergând în gând, să implorați mila Lui. Și să cerem și să cereți un sfârșit creștinesc, care cu toți avem nevoie. Și iarăși încheie, rog pe milostivă Dumnezeu, pe Măicuța Domnului, scumpă, mama noastră tuturor, să ne prelungească tuturor zilele și viața. Să putem face bine
Să putem pleca ușor. Când vine momentul și ceasul, să nu se sperie cel din lângă noi. Când ne dăm sufletul mâna lui Dumnezeu. Și să încercăm măcar de astăzi, de duminica aceasta, să fim mai cu adevărat în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere imposibilul, dragii mei. Nu vă luați de pe gând de sute de metale, sute de acatiste. Dumnezeu nu vrea nori. Faceți, rostiți în Psalmul 50, în Tatăl nostru, rugăciunea minții, acatistul Maicii, paracristul Maicii Domnului, laude, cu frică de Dumnezeu, să nu mai permite când tu faci niște cruci din vârful capului, o iei de spate, în fața lumii, și nu mai ajungi de mândrie că tu ești credincios sau credincios. Cum ai ieșit pe poarta bisericii, ai început să faci așa cruceată. Și dă-i la preveteană. Nici nu știi ce Evanghelie s-a răstit, nici nu știi ce cuvânt s-a propovăduit, și ați văzut că ne rușinăm deseori, că am stat și eu, ați venit din lume, nu din cer. Măi, soră, ce predică a fost duminică la mănăstire sau la biserica satului? Ce Evanghelie? Dacă crede, mă, fratele, că eram pe afară undeva la umbră, nu știu ce a fost, că nu prea am fost atent. M-am dus doar așa, să aprind o lumânare și să iau puțin aer curat. M-au sândit, cam așa facem cu toți. Dar astăzi, încă o dată, rog pe Măicuța Domnului și pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel să mijlocească pentru frăției voastre cei prezenți și din casele frăției voastre care, din binecuvântate precinți, nu s-au întâmplat să fie astăzi, la această zi mare, sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. La mulți ani, binecuvântați de Dumnezeu pentru toți cei care purtați cu demnitate numele Sfinților Apostoli, Petru, Petronela, cei de față și cei de acasă. La mulți ani pentru destoinica, fiica mea duhovnicească, Petronela, care Măicuța Domnului a întărit-o și o întărește, trecând pentru o grea încercare, dovedind credința vie în Dumnezeu,